let's talk about să vorbim un pic despre toată piața, despre toată piața de automobile. Piața română de automobile este foarte unică. Este o piață foarte, foarte puțin dezvoltată și plină de potențial și ocazii. Vorbim despre o piață cu mai mult de 7 milioane de mașini înregistrate. Este mare, dar depinde cum te uiți la ea. Este mare în cantitate, dar în aceeași timp suntem în ultimele cele trei mașini din Uniunea Europeană per 1000 de locuitori. În România sunt 300 de mașini per 1000 de locuitori, ceea ce înseamnă foarte puțin. Avem date demografice foarte diferite față de Uniunea Europeană, cu localități mici rurale, cu localități mari cu mulți locuitori. Diferența este foarte mare cu Uniunea Europeană, dar avem o posibilitate de a crește. În același timp avem cele 7 milioane de mașini, sunt un fel de campion românii, dar pe locul din urmă avem cele mai proaste mașini din Europa. Deci vârsta unei mașini este de 15 ani. Este foarte mult, este o vârsta a mașinii care face rău mediului, nu este o mașină sigură, sunt șanse mult mai mari pentru accidente și cu infrastructura pe care o avem, suntem într-o poziție foarte, foarte proastă la acest aspect. Când mă uit în continuare la piața de mașini, mă uit în trecut, acum 10 ani, și vindeam câte 300.000 de mașini în fiecare an. Apoi a scăzut și până în momentul crizei, în 2008, când vindeam 60-70.000 de mașini pe an. Am început să crească mai apoi după criză și în ultimii ani să vând cam 100.000 de mașini noi pe an. Dar în același timp, în fiecare an, importăm jumătate de milion de mașini vechi, poluante, în general din Uniunea Europeană. Deci putem spune că ne îmbătrânim piața auto. Și în același timp nu avem destul de multe reguli și legi. Așadar avem un număr foarte mare de mașini noi care sunt vândute în România, care ies afară din țară și în același timp avem un număr foarte mare de mașini la care se umblă la kilometri, chiar dacă sunt vândute aici sau sunt cumpărate din afară, care afectează foarte mult piața. Așadar, nu mergem în direcția potrivită. Ați văzut ceva schimbări pe de-a cursul timpului, pentru că guvernul și cu astfel de instabilități distrug foarte multe piețe, dar piața automobililor are un potențial foarte mare cu probleme foarte mari. Vedeți schimbări? Because as I'm looking to the government and this type of instability that creates, it somehow destroys all the markets, but this it has a huge potential with huge problems. You see some changes. Văd niște schimbări, dar nu suficiente pentru a ne duce mai departe ca țară. Schimbările care se întâmplă și cum le văd eu în această țară în ultimii ani, în general au declanșat sau au fost declanșate de sectorul privat, de consumatorii privați, de oamenii care au salarii mai mari, slujbe mai bune, mai mulți bani de spart, să zic așa, oamenii cumpără mai mult, cumpără mașini, închiriază mașini, dar nu este suplimentat de, nu pot să spun de guvern, dar nu este încurajat de autoritățile în această țară. Pentru că deciziile pentru parcul auto nu trebuie să fie influențate de guvern, chiar dacă e de stânga sau chiar dacă e de dreaptă, și noi avem nevoie de investiții pe termen lung, legi pe termen lung, de oamenii care sunt la putere. De fapt, ce se întâmplă din punct de vedere al poluării sau infrastructurii sau în funcție de diverse legi, de importuri, de exporturi, nu ajută, aceste legi nu ajută la dezvoltarea pieței. Aveți dreptate. Dacă nu ai infrastructură, dacă nu ai locuri de parcare,
Dacă nu ai o infrastructură bună care te ajută să cumperi mașină, de ce aș cumpăra o mașină nouă? În primul rând, ai dreptate. Aveți dreptate. Până la o anumită extensie, oamenii înțeleg pas cu pas că nu este nevoie să cumperi mașini noi, având în vedere situația în care ne aflăm. Poate alte soluții sunt mai bune pentru țara asta, pentru a închiria o mașină, poate, pentru alte mașini, alte soluții pentru mobilitate. Aceste lucruri se întâmplă pentru că nu avem o legislație corespunzătoare pentru aceste lucruri. Ați adus vorba despre leasing. Compania dumneavoastră are o piață uriașă, bucată foarte mare din această plăcintă a leasingului. Cum funcționează metodul noastră? Cum funcționa înainte? Ok, dacă vorbim despre piața de leasing, noi suntem prima companie din România care a adus acest produs. Vorbim de mai mult de acum 10 ani, când grupul nostru, concernul nostru, care lucra în afară României, s-a decis să vină în România și am adus acest produs leasing în România. Since then, if I look into today, we had de atunci, some rough years, I admit, in the past where dacă mă uit până astăzi, de atunci până acum, au fost ani destul de grei, unde ne-am dezvoltat, dar nu atât de mult pe cum ne-am dorit, și undeva în jurul, de fapt acum 4 ani sau ceva de genul acesta, eu și cu fostul director al companiei, am ajuns amândoi să conducem această companie și să dezvoltăm acest produs și, într-adevăr, în ultimii ani, compania a văzut o creștere foarte mare, aproape s-au dublat tranzacțiile noastre. În 2 ani? Nu, în 3 ani și jumătate, să zicem 3 ani și jumătate, aproape ne-am dublat operațiunile cu leasing. Cu companii noi sau cu companii vechi? Este o combinație, dar am crescut mai mult cu sau prin cu oamenii existenți, cu clienții existenți. Deci, oarece una dintre deciziile pe care le-am luat acum 3 ani, am văzut piața, am analizat-o și ne-am dat seama că este foarte competitivă, foarte provocatoare, câteodată este prea competitivă. Dar toată piața este extremă. Dar am luat o decizie la vremea respectivă că nu suntem aici doar să creștem, să ne dublăm activitatea, să ne triplăm. Vom ajunge acolo, dar nu acesta fiind singurul scop. Am luat o decizie pentru că avem nevoie să fim niște provider foarte buni pentru clienții noștri, furnizori foarte buni, pentru a le oferi foarte multă mobilitate clienților. Și am luat o decizie ca pe clienții pe care avem deja să muncim foarte mult la ei, nu le vom da drumul și being there for them by giving them the right solutions. Să nu ne ducem în piață și să reducem prețurile ca să câștigăm clienți, dar ne-am schimbat punctul de vedere, dându-le clienților foarte bune condiții și făcându-i pe ei ambasadorii noștri. Să-i mulțumim la atât de mult încât să ne recomande, să ne ducă mai departe clienții existenți. And this was one of the things that we did that really took us forward. Today we are, în prezent, suntem pe locul 4 sau 5 în toată piața, în volumul de mașini vândute în leasing, și pentru noi este foarte important, piața se uită la noi, se vede ca unul dintre liderii de piață, dar ca și lider în calitate. Nu suntem doar pe locul 1 ca volum, ci ca suntem pe locul 1 ca și calitate. To the clients in the market. This is our aim. Câți clienți aveți?
Acum, în prezent, avem 3.500 de contracte. În jur de 400 de clienți sunt în portofoliul nostru prezent, de la cei mici la cei mari, și avem o creștere netă de 15% la clienți. Eu cred că asta este cea mai bună soluție pentru o companie, să lase deoparte acest parc auto, să zicem, și să-l dea către o companie ca dumneavoastră sau absolut. Aceasta este o discuție pe care am avut-o în România acum 10 ani și fiind în acest domeniu de 10 ani, este o discuție care nu se termină niciodată despre oamenii, cunoștință, experiență și a înțelege acest produs. Am mai menționat că peste 7 milioane de mașini sunt înregistrate în România. Under full operational lease, și contractele operaționale de leasing sunt undeva la 50.000-60.000 de mașini. Este nimic. Este nici măcar nu gâdilă potențialul pe care această țară ar trebui să-l aibă, în special cu piețele de mașini second-hand. Operațiunile de leasing sunt simple. Riscul valorii reziduale se mută către compania de leasing. Riscul accidentelor, întreținerii problemelor se mută către compania de leasing și compania stă cu mobilitate continuă. Acum nu văd vreo companie care să ofere un pachet mai bun decât leasing-ul. Totuși, nu este folosit în cantitățile pe care le așteptam acest contract de leasing, dar noi credem și eu credem că va crește dramatic, în special în zilele noastre prezente, în toate discuțiile despre motoare diesel electrice și ce se va întâmpla în următorii ani. Este un risc foarte mare, având în vedere taxările mașinii și valorile reziduale. Astfel, companiile ar trebui să miște către acest tip de contracte. Avem niște daruri minunate date de mama natură, avem gândul acesta românesc, pentru că noi suntem aici și avem o casă, o mașină. Aceasta este mentalitatea românească. De ce să închiriezi? Că de fapt leasing-ul asta este o închiriere pe termen lung. În primul rând, sunt două aspecte în această discuție. Pentru că vorbim despre companii sau vorbim despre indivizi. Când vorbim despre companii, răspunsul ar trebui să fie simplu. Nu există motive psihologice, există doar afacere. Și în afacere ai nevoie de mobilitate, ai nevoie de coerență, ai nevoie de progres, trebuie să știi cât plătești în fiecare lună, n-ai nevoie de surprize și asta noi vă putem oferi. Acesta este costul pe anul următor, cu 0% riscuri și 100% mobilitate. N-ar trebui să existe niciun motiv pentru care companiile nu și-ar externaliza mobilitatea flotelor lor. Apropo, va trebui să zic că o parte din ele, o să merg pe partea psihologică, dar parte mare din ele, din nefericire, mergem în locuri unde companii preferă să țină singur evidența sau foarte aproape aceste contracte cu mașinile parcurilor auto. Și aceste motive nu ajută companiile să aibă coerență. Cu cât va scădea costul unei companii dacă se implică în niște operațiuni cu leasing? În primul rând, trebuie să răspund în două părți, pentru că unul este răspunsul financiar și doi, voi spune despre reducerile economice, care nu înseamnă neapărat bani, ceea ce înseamnă mobilitate mai mare, să ai posibilitatea să schimbi mașinile și a îndepărta de tine riscul. Voi spune așa, piața de astăzi din România arată că o firmă, când folosește operațiuni de leasing față de ce una care nu folosește, există economii de numai puțin de 10% înainte de a considera
surprizele, care sub aceste surprize pot ajunge la o profitabilitate de 20-30%. Depends on the usage of cars. That's a nice strategy. Îmi aduc aminte acum câțiva ani când mă întâlneam cu niște parteneri care au spus că în trecut au avut în trecut, să zicem, niște probleme cu compania. Înainte de tine, a fost directorul Hezi. Tu și cu el ați făcut o echipă foarte bună. Și în ultimii 5-6 ani, compania a avut niște probleme de imagine în privința managementului foarte deficitar. Cum ați răspuns și care asta a fost decizia pentru a îmbunătăți calitatea și pentru a fi din nou pe profit și a reveni în piață ca nebunii, să zicem? Da. Pot să spun că atunci când am intrat în această firmă, acum 5-6 ani, împreună cu Hezi, eu am venit ca adjunctul lui Hezi, ne-am uitat pe piață și ne-am uitat pe poziția noastră pe piață și ce am văzut dincolo de tot, la o anumită extensie, am luat foarte multe decizii pe termen scurt, însemnând ca să explic ce am spus mai devreme. Nu aveam un orizont mai lung, ci aveam unul scurt. Nu ne-am oprit să ne uităm la profit pentru astăzi sau pentru mâine, sau cum astăzi relația cu clientul pentru a avea profit mai mic sau mai mare pe loc, sau un termen scurt. Și am venit noi am venit cu ideea că ar trebui să ne uităm pe termen lung. Și aceste decizii vedem că funcționează astăzi. Și am vorbit cu toți acționarii, ne-am uitat la furnizori și ne-am oprit să folosim furnizorii care ne dau un preț pe loc, un preț bun. Și am început să construim colaborări pe termen lung cu furnizori și acum pot afirma cu mândrie că avem aceiași furnizori de acum câțiva ani, ne uităm la ei ca niște parteneri, chiar dacă sunt bănci, chiar dacă sunt asigurări și așa mai departe. Așadar, chiar dacă plătești un pic mai mult astăzi, vei avea un partener de încredere pe viitor. Asta am încercat și eu cred că am ajuns să facem lucrul ăsta, să dăm clienților noștri. Eu mă duc și mă întâlnesc cu fiecare client, mă duc și discut cu fiecare director din clienții noștri și le promit că suntem acolo pentru ei și că o să le dăm servicii de calitate, că nu o să-i părăsim, nu o să avem surprize neplăcute, o să le dăm pe viitor 100% mobilitate și servicii de calitate. Vor să știe că au pe cineva cu care au să discute, au pe cineva care va avea grijă de afacerea lor și ei înțeleg acum că slujba mea este să le fac slujba lor mai simplă, ajutându-i, concentrându-mă pe lucrurile la care am eu nevoie, ca ei să se concentreze pe afacerea lor. Sună puțin lucrul acesta, dar este foarte important. Totul a început să se schimbe. Am început să avem foarte buni parteneri pe piețe, pe ambele părți și la clienți și la furnizori. Am început să avem mai mulți oameni care spun lucruri bune despre noi, care înțeleg beneficiile pe care le aducem clienților și, cum am spus înainte, am venit cu o directivă clară. O companie de leasing și de închiriat, în primul rând, cu o singură afacere sub aceeași umbrelă, cu același concept, întotdeauna da și întotdeauna pe loc, în același loc. Avem foarte buni angajați aici, 150 de angajați, oameni uimitori,
pe care i-am ajutat să înțeleagă că și clientul și furnizorii și toți oamenii care lucrează vin pe primul loc și întotdeauna trebuie să înțelegem, uitându-ne la piață, trebuie să avem tot timpul soluții către probleme. Nu suntem în piață ca să ne luptăm și ca să câștigăm astăzi, nu, și suntem pe piață, ci suntem pe piață pentru a fi lideri, pentru a fi un exemplu. That clients wants to work with, and vreau să fiu o firmă cu care furnizorii vor să lucreze, clienții vor să lucreze și să înțeleagă că noi le dăm răspunsurile corecte și suntem acolo pentru ei. Restul vine de la sine. Așa ați reușit să transformați efecte negative în efecte pozitive. Să vă duceți la clienți, uitându-vă în ochii lor și discutând cu ei pentru a-i transforma în partenerii noastre de succes. Este o decizie foarte bună pentru afacerea dumneavoastră. Și în privința deciziilor, care este cea mai bună decizie pe care ați luat-o în privința afacerii dumneavoastră? Bună întrebare. To come to work in the morning every day. Răspunsul meu este decizia, decizia de a veni în fiecare dimineață la muncă. Știi, e foarte greu să răspunzi. Dacă te duci înapoi cu 15 ani, 16 ani în urmă, am lucrat în Israel, am lucrat în America mulți ani, am lucrat în România, am lucrat pe diferite domenii. Fiecare asemenea decizie pe drumul meu a fost o decizie mare. Pot să stau să mă gândesc că cred că a fost cea mai bună, dar sincer, când vin în fiecare dimineață la muncă, vin cu o putere, o dorință de a schimba viețile oamenilor și începe cu oamenii pe care îi conduc și de acolo pleacă mai departe către piața mai mare. Din punctul meu de vedere, fiecare decizie pe o iau, pe care o iau este cea mai bună la momentul respectiv, pentru că apoi poți să iau alta mai bună. Dar lumea se schimbă pas cu pas, în fiecare zi cu fiecare zi. Și pentru mine asta e cea mai bună decizie. Și cea mai bună, cea mai proastă decizie pe care a luat-o. Cea mai proastă decizie în afaceri. I'm not a person that look at life or business in this way. Meaning the moment, nu sunt un om care mă uit așa la viață sau la afaceri. Adică în momentul în care am luat o decizie, asta este cea mai bună. Nu sunt magician și nu fiecare decizie pe care o iau are succes. Dar chiar dacă n-ar avea succes, o iau următoarea decizie pentru a ajunge unde îmi doresc. Succeed or get to an end point without nu poți avea succes sau poți să ajungi la finish fără să ai niște ocolișuri pe drum, fără să faci stânga sau dreapta. Dar nu mă uit așa, nu sunt decizii proaste, nu sunt eșecuri. Dacă nu ai succes sau dacă nu pierzi, nu știi exact cum să ajungi stânga sau dreapta la final. Ați vorbit un pic despre închiriat de mașini. Cum este această piață în România? Cum este de convins oamenii pentru a închiria o mașină pentru weekend? Desigur, închiriatul de mașini, trebuie să vorbim în termeni mari, să o împărțim în două. De clienții care vin în țară și piața locală pentru oamenii care își închiriază aici local. Dacă mă duc pe partea pentru români care își închiriază mașini din România, piața este foarte mică, foarte mică. Dacă am spus înainte că este dificil să convingi oamenii să-și iau un contract de leasing, este și mai greu pentru a-i convinge să-și facă un contract de închiriere a mașini pe un termen scurt. Oamenii apreciază mai puțin sau nu au preferința aceasta pentru a lua o mașină pentru câteva zile, pentru un weekend, pentru o vacanță. Și nu este corect, dar pas cu pas se schimbă, dar foarte încet, foarte încet. Acum, pe de altă parte, dacă vorbesc despre închiriatul de mașini pentru străini, chiar de afaceri sau pentru turism, situația este de necrezut. Vedem deja
pe al treilea sau al patrulea an la rând, că în fiecare an România crește în această piață undeva la 20% pe an. Deci în fiecare an 20% mai mulți oameni vin care închiriază mașini. Este un număr, foarte mare, este imens. Țara devine mai atrăgătoare către Asia, Europa, de Est, dar și mai departe de atât. Tot mai mulți oameni au început să vină în România, lumea a început să vadă țara ca o țară foarte frumoasă, cu foarte peisaje foarte frumoase, unde poți să te plimbi cu mașina. Și toate acestea se întâmplă în perioada în care nu am investit în infrastructură, când noi nu investim în autostrăzi și nici nu investim în facilități, în clădiri pentru a acomoda atâția clienți, restaurante, hoteluri, etc. Și avem acum și o instabilitate foarte mare politică. Deci poți alege dacă vii sau nu. Așa este. Dar este foarte greu pentru noi, ca o companie care închiriază mașini, să avem clienți care vin și spunând foarte, foarte frumoasă țara, mașina foarte frumoasă, tot a fost bine, dar nu înțeleg de ce mi-a luat să ajung din București până în Brașov 5 ore. Și 180 de kilometri, 300 de kilometri, 200 de kilometri. Este greu de explicat către clienți. Dar trendul acesta care crește și crește și crește ar trebui ajutat. România poate acomoda milioane și milioane de turiști pentru că bazele sunt aici. Țara este frumoasă, dar avem nevoie să facem ceva înainte să fie prea târziu ca țară pentru a-i aduce aici. Noi avem același rol pe piață, avem activități foarte bune, avem prânzuri cu turiști, ne extindem rețeaua, suntem foarte optimiști că piața de închiriere a mașinilor poate lua acest macro al țării și să-l ducă într-o poziție cu turiști și mai mulți. Turiștii vin, știu foarte bine că au de închiriat și este o metodă mai bună în lume. Eu personal am fost în Barcelona acum câțiva ani și s-au mișcat atât de repede încât în 15 minute aveam o mașină de închiriat. Este fost uimitor. Aici, dacă iei un taxiu, nu va ajunge în 15 minute. Într-adevăr, la ce mă referi mai devreme despre infrastructură și facilități, bineînțeles că au legătură cu trenuri, cu firme de închiriat mașini din România. Toți călătorim și vedeți ce abilități și cu ce viteză și ce infrastructură avem în partea de vest a Europei sau în alte țări. Și trebuie să recunoaștem că suntem într-un proces lung de dezvoltare, în cel puțin ultimii 10 ani, dar avem foarte mult de mers pentru a ajuta șederea turiștilor să fie cât mai plăcută. O să iau discuția și o să duc mai departe ca și companie. Fiecare persoană străină venită în România devine un ambasador al României. Dacă stă aici, va fi unul și dacă va sta aici și va-i plăcea, va recomanda mai departe această țară. Și așa noi ne creștem această activitate, așa ne educăm oamenii care vin. Este dificil să găsiți oameni cu care să lucrați, pentru că avem o problemă generală în România. Toată lumea are probleme mari pentru a găsi oameni buni pentru a lucra în companie. Și mult mai important decât atât, să rămân în companie, să fim siguri că nu pleacă în 3 luni. Știi, trebuie să deschid un pic mai mult această discuție, pentru că toată lumea spune că în ultimii ani, ultima și jumătate, este o problemă cu angajații. Și, într-adevăr, este puțin adevărat. Tot ce s-a întâmplat la nivel macro, la nivel acestei țări, a dus către situația aceasta. Situația aceasta că 3 sau 4 milioane de români muncesc în afara țării, în majoritatea în Europa de Vest, și în aceste zile ce se întâmplă este că unele companii au început să aducă angajați străini să lucreze în România. De asemenea, mulți oameni care sunt din afara țării
desigur, și cu alte acțiuni din ultimii ani de guvern au ajuns la, au condus la ridicări de salariu, a creștere de salariu. A crescut salariul și avem și lipsă de oameni, ceea ce împinge salariul să fie și mai mare, dar acum nu este neapărat un bun răspuns sau un lucru bun pentru oameni, pentru că în același timp împinge și inflația, forțând piețele și chiar dacă oamenii câștigă mai mult, banii pe care iau ei în mână cheltuiți sunt mai puțini, pentru că îi costă produsele mai mult. Și oamenii câteodată nu înțeleg lucrul ăsta. Da, într-adevăr, este mai complicat acum să ai niște oameni de muncă în România. Asta este unul dintre lucruri. În același timp, este o competiție foarte mare între, pentru oamenii care există pe piață, care a dus la foarte multă volatilitate din partea companiilor, ceea ce este foarte complicat. Într-o anumită măsură, suntem sub control al acestei situații. Avem foarte puțini oameni care au plecat, am găsit oameni care să le ocupe pozițiile, dar este foarte important ceea ce facem noi în ultimii ani. Am luat o decizie pentru noi că avem nevoie de oameni, oameni loiali pe termen lung, oameni veseli. Și atunci noi investim lucrul ăsta în dezvoltarea oamenilor, în dezvoltării ale practicilor bune. Avem nevoie de oameni fericiți care vin la muncă și și muncesc la dezvoltarea companiei. Preferăm sau avem o ca țintă timpul la muncă să fie ca timp de familie. Avem nevoie de toată dorința lor să ne ajute compania și așa încercăm să combatem această lipsă de forță de muncă pe piață, oferindu-le lucruri mai bune pentru a sta pe o perioadă mai lungă. Și doi, încercăm să angajăm oameni prin oamenii noștri. Cum am spus mai înainte, prin recomandări, încercăm să avem ambasadori buni prin clienții noștri și prin oamenii noștri și prin această rețea a clienților noștri să strângem angajați. Te întreb aceste lucruri despre angajați pentru că în curând veți prelua și BW de compania cea mai mare de producătoare de autobuze electrice și vei intra pe o piață nouă, pe piața electrică a autobuzelor în România. Da, într-adevăr, suntem foarte încântați de această adiție la grupul nostru. Compania este cea mai mare, într-adevăr, de autobuze electrice și mașini la nivel global, cu peste 100.000 de bucăți vândute în toată lumea, și în Asia, și în America, și în Europa, și cam peste tot. Este mai mare decât Tesla și mai mare decât numele care sunt acum pe piață. Într-adevăr, am luat-o în primul rând ca țintă România pentru autobuzele electrice, dar și pentru planul mai lung, pentru a fi în piața electrică, cu mașini, bineînțeles, și viitorul este greu de prezis. Viitorul sigur va fi cu o țară mai curată, cu mai puține mașini care poluează și unul dintre aceste lucruri va fi mașini electrice, iar noi am luat acest proiect cu această viziune, să ajutăm să curățăm România, să împingem România în față cu acest plan și o să începem să construim o rețea de servicii. Nu suntem aici doar pentru a vinde autobuzele și pentru a pleca, dimpotrivă. Vrem să construim o operațiune care va avea sustenabilitate în timp și suntem încrezători că, având cunoștințele și abilitățile noastre și reputația, vom fi în stare să facem lucrul ăsta. În curând voți fi pe piață. Aveți de discuții pentru a aduce autobuze electrice pe piață?
Right now there is European money Da. Infrastructura este foarte importantă, este un cuvânt cheie, unic în acest sens. În prezent sunt bani europeni pentru a fonda achiziții de autobuze electrice în următorii 2 ani în România. Specificațiile tehnice ale autobuzelor electrice în România, din cauza infrastructurii, autobuzele electrice vor călători între orașe. Ceea ce înseamnă că acum autobuzele electrice nu vor călători între București și Cluj, ci vor călători mai aproape. Așa vă putea folosi autobuzele pentru a le încărca o singură dată. Acest concept este unic. Probabil vom folosi aceste autobuze pentru a călători, pentru că sunt foarte eficiente, foarte mult cu o singură încărcare. Și vom folosi acest lucru pentru a încărca pe durata zilei și o taxă, o taxare în plus pentru parcursul de noapte. Foarte multe orașe deschid aceste pompe și aceste stații pentru autobuze, pentru acomodarea acestor autobuze. Știi foarte bine că lucrurile se mișcă încet în primării când vine vorba despre a strânge banii europeni, așadar nu vreau să plec până nu ating acest subiect despre piața second-hand a autobuzelor și a mașinilor în România. Să vorbim despre aceste lucruri și pentru că avem deja piața de second-hand pentru mașini electrice, ceea ce pentru români piața second-hand este o atracție. Într-adevăr, spun asta cu puțină ezitare, într-adevăr, piața second-hand în România, dacă te uiți în urmă 5-8 ani, în fiecare an a crescut și ca în schimburi schimburi între mașini, la fel și aducerea din afară de mașini. Deci 2012 este primul an după foarte mulți ani, până când, deci în primele 5-6 luni din an, chiar vedem o cădere a numărului de mașini din piața second-hand. It's not a huge decrease, but it's a decrease of up to 10%. Nu este mare, dar este o scădere cu până la 10%. Ce mă îngrijorează pe mine un pic la această scădere este că a venit după câțiva ani de creștere. Dar într-o perioadă în care este nevoie de mașini în România, și principalul motiv este din cauza lipsei regulilor și legilor. Deoarece noi când vorbim cu clienții pe piață, îi întrebăm, ați venit să cumpărați o mașină? De ce nu te-ai hotărât să cumpăr o mașină sau ați venit la noi? Iar ei acum au început să discute din ce în ce mai mult față de perioada trecută și oamenii acum au mai mulți bani, deși au mai mulți bani, deși au mai multe fonduri. Și spun că nu știu ce va fi anul viitor, pentru că unele orașe vorbesc să anuleze motoarele diesel pe timpul zilei. Alte orașe vor să crească taxarea, dar nu există o idee clară despre ce se va întâmpla și oamenii sunt atunci suspicioși, sunt precauți, să mai aștept, să pun întrebări, să cumpăr acum, să plătesc mai încolo, oare taxele vor cădea? Și atunci lucrurile pe mine mă îngrijorează, pentru că lipsa aceasta clarității ne va afecta pe viitor. Mai ales pentru noi, care noi suntem pe o piață de nișă și vindem mașini de 3-4 ani vechime, cu kilometri puțini, de încredere, mașină cu poveste transparentă, 2 ani de zi de garanție, vindem propriile mașini, știu cum a fost din flota noastră de mașini și avem confortul de a le da niște mașini bune sau mașini luate la perioada de final al leasingului și le oferim mașini bune clienților. Și avem un număr mare de clienți care vin și ne cumpără aceste produse, alții care se întorc și cumpără din nou după 3-4 ani, face schimburi cu noi și mai și cumpără iar altă mașină second hand, dar totuși pe piața generală văd niște semne și va trebui să ne ocupăm de acestea. But still, on the overall market, I see some signs that we have to deal with them.
Thank you, Tal. It was a pleasure. Thank you very much.